În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Priviți la crinii câmpului. Nici nu torc, nici nu țes și, adevărat vă spun vouă, nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat vreodată ca unul dintre aceștia. Iubiți credincioși, astăzi nu putea să se continue mai frumos ziua ei, altfel decât ne-a propus Mântuitorul prin ceea ce ne învață, și anume grija zilei de mâine. Așa ne spune în predica de pe munte, atunci când intră direct în subiect Sfântul Evanghelist Matei și spune zisa ucenicilor săi. Și Mântuitorul spune, pentru ce vă îngrijiți pentru trupul vostru ce vom bea sau ce vom mânca sau cu ce ne vom îmbrăca? Oare nu are Dumnezeu grijă de voi? Oare nu este trupul mai mult decât mâncarea și decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, care nici nu seamănă, nici nu secere, nici nu adună hambare și Dumnezeu are grijă de ele. Priviți la plinii câmpului, care nici nu torc, nici nu țes, și adevărat vă spun vouă, nici Solomon împăratul în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat vreodată ca unul dintre aceștia, iar pentru sufletul vostru nu vă îngrijiți. Căutați mai înainte împărăția lui Dumnezeu, apoi toate celelalte se vor adăuga vouă. Iubiți credincioși, aici se pot agăța toate categoriile umane. De exemplu, dacă cineva este din firea sa pe care însă și-a cultivat-o spre așa ceva mai leneș, dacă e întrebat de cineva, mă, dar tu de ce nu muncești? Că au trecut 6 luni, 8 luni, 10 luni. De ce trimiți numai femeia la muncă? O să spună, eu am înțeles că nu trebuie să-mi fac griji. Ah, pardon, nu e vorba despre așa ceva în Evanghelie. În nicio Evanghelie nu e vorba despre așa ceva. Atunci când Mântuitorul ne spune să nu ne îngrijim de ce vom mânca sau vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, ne invită de fapt la a fi și a scoate firescul din noi. Și să vă spun de ce anume am tras această concluzie. Pentru că mai departe în epistolele pauline, Sfântul Apostol Pavel ne spune cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Este foarte clar că între a mânca și muncă este o legătură foarte interesantă. Dar noi aici, pentru că toți suntem în zona ei încă și vrem să rămânem așa până la sfârșitul veacurilor, trebuie să ne gândim ce vrea Dumnezeu de la noi. Nu ne vrea leneși. Nu ne vrea, cum zice românul, să ne culcăm pe ureche. Nu vrea, cum spune proverbul românesc, pică, pară, mălăiață. Nu vrea să stăm așa, să contemplăm și să ne uităm numai în sus la Dumnezeu și să zicem că avem o relație extraordinară cu El. Nu, toate relațiile noastre cu Dumnezeu trec prin aproapele nostru. Și atunci ce vrea Dumnezeu de la noi? Să fim firești. Să luăm, de exemplu, legătura cu părinții, cu copiii noștri. Eu vă spun ca cel care am trecut prin mai multe regimuri sociale și la un moment dat părinții, pe vremea mea, considerau că dacă își mână de la spate copilul către o meditație 2-3, la un profesor 2-3, și-au făcut datoria. Nu au întrebat niciodată dacă îi place copilului, dacă vrea să urmeze calea pe care a mers. Asta mă duce cu gândul la următorul lucru. Trebuie să fim foarte atenți, inclusiv cu relația noastră cu Dumnezeu când întrebăm ceva. O să revin la situația aceasta, dar ca să mă înțelegem, vă dau
o traiectorie, un negru, dar negru-negru, nu așa cum vedeți mulatrii, nu, negru-negru, buze groase, negru adevărat. Îndrăznește într-o noapte în rugăciune să zici că, Doamne, nu te supăra pe mine, am câteva întrebări. Acum nu știu dacă aș aștepta răspunsul, dar avea niște întrebări. Și zice, în primul rând, de ce m-ai făcut așa de negru? Și Dumnezeu i-a răspuns. Și pentru că este pigmentul cu care poți să reziști cel mai bine la soare, la temperaturi ridicate. Bine, bine, dar de ce mi-ai dat buzele astea așa de groase? Ca să poți să înduri mai ușor setea. Bun, și părul ăsta, așa creț, ce ca să nu ajungă raze de soare direct pe scalp. Și zice, Doamne, îți promit că mai am o singură întrebare. De ce m-ai născut în Upperville? Acum, problema este următoarea. Ori ne asumăm tot, ori deloc. Revenind la copii, pentru că aici v-am deschis o poartă, Dumnezeu ne vrea să fim într-o purtare firească cu copiii noștri. În sensul că un copil adevărat are nevoie, clar, de hrană, de îmbrăcăminte. Dacă noi însă facem din aceste lucruri un standard și spunem, ia uite, te-am îmbrăcat numai de la firmă. Apropo, când vedeți câte un copilaj de ăsta care are etichetele pe din afară, să nu facă ca să le scoateți, nu? Că așa se poartă acum aici. Ca să vadă ceilalți că-s de firmă, nu sunt făcături, fake-uri. Nu, sunt de firmă, tată. Păi dacă facem din aceste lucruri un standard și ridicăm așa, ăsta e copilul meu, exact asta nu vrea nici măcar copilul nostru de la noi. Copilul nostru vrea să mănânce într-adevăr și să fie îmbrăcat în limitele în care se întâmplă normalul, după care vrea un părinte acasă. Păi știți de ce sunt părinții plecați în Italia, în Spania, în toată Uniunea Europeană, în Anglia, ca să adune bani să crească frumos copiii. Și când vin, nu mai găsesc nici copiii, pentru că între timp copiii s-au făcut mari și au pierdut copilăria lor, au pierdut tot ceea ce ne învață astăzi Mântuitorul, căutați mai înainte împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Dacă am sta lângă copiii noștri, cu siguranță că am suplinit ceea ce nu putem să facem mai mult pentru ei, prin simpla noastră prezență. Dumnezeu vrea să ne purtăm firesc. Nu vrea acum deodată să trimitem copiilor noștri de departe tot felul de lucruri care până la urmă îi pot îndepărta de sensul vieții. Pentru că el nu mai este obișnuit să lupte pentru ceea ce obține, știe că o să obțină oricum și atunci ce facem? Apoi nici asta nu e chiar așa de simplu. Odată era un om care a vrut să implementeze programul celebru decât să-i dai cuiva pește, mai bine îi dai undiță. Dar el a mers și mai departe. A găsit pe un pod un amărât care îi cerea de mâncare, dar era așa de foame bietului om, încât abia mai putea să vorbească. De mers numai, stătea la marginea podului. Și el atunci a zis, gata, aici voi implementa programul. Și a zis, măi omule, știi care-i treaba? Dacă îți dau acum pește, te saturi și mâine ți-e foame iar. Eu am să-ți dau și undiță, am să-ți țin acum repede un curs despre pescuit, am și momeli, am și tot felul de ace, am meșină, am tot ce trebuie. Și începe să-i arate cum că momeala asta se potrivește la peștele cu tare, la apa, dacă e tulbure, dacă nu e tulbure, dacă curge la deal, la vale cu o anumită viteză. Pentru fiecare avea câte o râmă specială, câte un viermișor. Când era gata să-și aplice lucrul acesta, a văzut că cel de lângă el deja murise de foame. Ce facem atunci cu implementarea teoriilor? Dumnezeu vrea de la noi, așa cum am spus, să fim firești, adică vrea să înțelegem că tot ceea ce ne-a lăsat El pe pământul acesta este pentru noi, nu este pentru altcineva.
numai că trebuie să învățăm cum să folosim. Dacă alergăm prea mult după hrană sau după îmbrăcăminte, cu siguranță că ne scapă esențialul. Esențialul este lucrul acela pe care îl vrea culmea copilul nostru și noi nu îl dăm, pentru că noi umblăm după lucruri. Zici, băi, dar stai așa că dacă tot îi cumpăr ceva, păi stai să mă duc la firma X, dar nu de aici, de la noi, no, trebuie să mă duc la firma mamă. Și timpul acesta al drumului pe care îl facem de la copil și până la firma respectivă și înapoi, este fix timpul de care copilul nostru are nevoie. Și noi îl văduvim tocmai de ceea ce are el nevoie. O să spuneți, bine, dar nu o să-l duc acum îmbrăcat în zdrențe că vrei ma ta. Nu. Nu a zis nimeni că nu suntem datori să ne îmbrăcăm. Vă spuneam și ieri că începutul, de fapt, îmbrăcăminții omului a fost în rai după ce a constatat că e gol. Dacă nu ar fi constatat că e gol, ar fi însemnat că îl are pe Dumnezeu deasupra. Dacă el a constatat că e gol, cu siguranță că era gol și mai mult, era nevoie să-și acopere această goliciune. Ei, noi suntem goi, dar dacă este iarnă, de exemplu, punem 3 cojoace pe noi, ca Babadochia, 14, 12 cojoace. Dar dacă este vară, nu mai punem așa de multe. E, cam așa stau lucrurile. Adică, dacă s-a înfierbântat puțin atmosfera în casă cu copiii noștri, știți, am pornit puțin rara în pădure pe aici, și vedeți că a crescut temperatura, învățăm un lucru. Și aduceți-vă aminte de ce vă spun acum. Înseamnă că nu este răcoare și nu trebuie să punem mai multe haine. Atunci când lucrurile intră într-un anumit echilibru și nu este nici ceartă, nici gâlceavă, lucrurile încep să meargă așa, putem să mai punem o hăinuță. Chiar și de firmă vă dau voie. Dar trebuie să știm că ori de câte ori se încinge atmosfera, adică încep niște discuții, trebuie să mai dăm la o parte din haine ca să ne îmbrăcăm pe dinăuntru. Pentru că aici vroiam să și ajung. Ia noastră cea de toate zilele nu este numai un veșmânt, este o identitate. Dacă îmbraci un american cu ia, îl faci român. Mulțumesc fiicei mele duhovnicești care mi-a dat această perspectivă. Dacă îmbraci un francez cu ia, el o să zică la blues rumen și va fi pe loc român. Nu neapărat o să știe și limba română. Nu neapărat o să știe cam pe unde vine România pe hartă, dar va simți ceva. Va simți acea haină minimum minimorum de care omul are nevoie să se îmbrace, pe care a recomandat-o astăzi Mântuitorul când a spus: uitați-vă la păsările cerului. Păi păsările cerului au un penaj care le ajunge. Dacă ar încerca cineva să-și îmbrace papagalul sau vulturul cu altceva decât l-a îmbrăcat Dumnezeu, cu siguranță că acea pasăre nu va mai putea să zboare. Vă imaginați că același lucru se întâmplă și cu noi? Ne îngreuiem cu lucruri inutile. Dacă nu vom ști la bună vreme să scăpăm de greutatea lucrurilor inutile, ne pierdem copilul, ne pierdem relația cu toți din familie, ne pierdem și pe noi, pentru că nu mai înțelegem. La un moment dat, știu oameni care adună și se uită în jur și își numără mașinile, își numără hainele, numără dormitoarele, numără tot și la un moment dat se oprește și zice: aș da tot numai să fiu liniștit. Păi nu se mai poate. Pentru că orice acumulare te îngroapă și mai tare. Acum, să nu credeți că vă fac neapărat o invitație la asta degeaba. Nu. Să nu credeți că cineva care se îmbracă modest nu își consumă foarte multă energie.
căutând hainele acestea modeste. Să nu credeți cumva că cel care nu are grijă prea mare de mâncare sau de îmbrăcăminte, cum a zis Mântuitorul despre aceste aspecte, va fi exonerat de alte griji. Problema este următoarea. Dacă nu suntem în stare, aceste lucruri ne pot acapara de tot. De aceea trebuie să înțelegem care este sensul, până unde mergem. Până unde mergem, ne-a zis Mântuitorul, priviți la crinii câmpului. Adică, este un crin frumos prin ce este frumos? Este frumos prin naturalețea lui. Așa este și omul frumos, prin naturalețea lui. Dacă cineva ar lua un crin, dar nu să zic dacă cineva, că am văzut destule năzbâtii, am văzut niște trandafiri de o frumusețe rară, dar venise vânzătorul care a zis că există un trend și a luat niște spray-uri și a început și a făcut buline de diverse culori. Asta m-am spus-o ca să înțelegeți cam cum se uită Dumnezeu la noi, cu ce ochi se uită la noi. Vă imaginați cât de ridicol suntem atunci când începem să facem din hainele noastre un fel de spray cu care să acoperim cine știe ce. Despre lucrurile acestea ne vorbește astăzi Mântuitorul. Nu ne vorbește, hai bă, voi stați liniștiți, că stați cu mâna întinsă, că e mai bine așa. Nu e mai bine așa. Păsările cerului nu seamănă, nu seceră, dar aleargă după o sămânță pe care trebuie să o mănânce. Asta trebuie să facă și omul. Dacă luăm numai așa pe deasupra ce ne-a zis Mântuitorul astăzi, cu siguranță că o vom face numai ca să tragem jar pe turta noastră, ca așa zice românul, nu? Și nu înțelegem mesajul adevărat. Mesajul adevărat este tot munca, dar o muncă cu folos, o muncă în armonie cu ceilalți și cu siguranță că atunci vom înțelege prin dialog cu copiii noștri ce au nevoie cu adevărat și vom ști ce trebuie să facem. E adevărat că dacă un copil așa stă, ce, tată, știi, n-am nevoie de meditație, n-am nevoie de nimic. Nu, zice, vină încoace cu carnetul de note, hai la școală să vedem care e situația. Bă, uite, la matematică nu prea, nici eu n-am pretenții că nu ți-am dat vreo moștenire genetică așa grozavă pe matematică, dar hai să vedem, te descurci singur? Păi știi că, mă, vrei să te ajute cineva? E, așa da. Dar dacă îi dă mânuță frumos și zici, unde merge? Lasă că ți-arăt eu când ajungem. Nici o problemă. Dar ești supărat? Nu sunt supărat. Dar trebuie să ajungi om mare. Și oprește mașina părintele și în dreptul unei case zice, hai, uite, sună acolo. Păi și ce? O să iasă doamna profesoară de matematică, vezi că am găsit-o foarte greu. Să nu mă faci de râs. Acesta este un monolog. Nu mai este un dialog. Asta ne-a spus Mântuitorul prin faptul că trebuie să privim la crinii câmpului. Câți dintre noi am privit realmente copilul nostru să vedem ce valențe zac în el? Câți dintre noi am lăsat copilul să crească așa cum crește un crin al câmpului? Și câți dintre noi nu ne-am dus așa prin spate cu spray-ul pe la tovarășa, adică pe la doamna învățătoare, hai să mai dregem acolo dintr-un B să facem un FB? De aici începe ciudățenia vieții, de la intervenții. Și intervențiile nu se fac așa numai pe deasupra, se fac din multe puncte de vedere pe care, din păcate, nu le băgăm în seamă. Și cred eu că astăzi este un prilej deosebit de a pune degetul pe rană, să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi, de fapt. De multe ori noi ne întrebăm de ce nu ne-a dat Dumnezeu ceva sau altceva. Asta înseamnă ce vrem noi de la Dumnezeu. Dar ne-am întrebat vreodată ce vrea Dumnezeu de la noi? Iată că ne răspunde astăzi frumos. Ne vrea naturali. Vrea să avem relații naturale cu toți. Și această naturalețe se învață de la crinii câmpului, de la păsări, de la ceea ce Dumnezeu a făcut și a lăsat frumos să se perpetueze. Iubiți credincioși, ne rugăm lui Dumnezeu ca în această a doua zi
de după ziua ei, să ne luminăm în drumul spre casă și să vedem de ce haine au nevoie copiii noștri, ce li lipsește cu adevărat și să nu uităm că nu vom ști niciodată ce li lipsește cu adevărat dacă nu îi întrebăm cu adevărat. Și atunci când aflăm, trebuie să ne uităm și noi în oglindă și să vedem dincolo de haine, dincolo de mâncare sau de băutură, să ne vedem pe noi înșine, așa cum ne vrea Dumnezeu, precum crinii câmpului. Dacă vom ajunge la naturalul florilor și la naturalețea zborului păsării, cu siguranță că asta înseamnă că și Dumnezeu așa ne vrea. Așa să ne ajute Dumnezeu.